Și ultima întrebare se referă la ceea ce ați spus mai devreme, că ați vrut să vă implicați instituțional. Din punct de vedere al capitalismului, eu m-aș fi gândit să vă fi gândit să aveți o inițiativă privată. De pildă aveți prieteni care și-au lansat editură, au făcut o organizație privată. De ce v-ați gândit să vă implicați într-o instituție și nu să faceți ceva privat sau să vă aliați la ceva privat? În viața omului, întâmplarea joacă un rol foarte important. Cum am ajuns la CNSAS? Eu, după ce mi-am dat demisia de la facultate în 94, am vrut să fiu un freelancer. Și am trăit numai din câștiguri private. Dar răposatul Rădulescu Țomăr, Dumnezeu să-l odihnească, în decembrie 1999 m-a sunat să-mi spună că se înființează o instituție pentru care legea a fost deja votată în Parlament în decembrie 99, care se numește Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, care e condusă de 11 oameni și partidul lui vrea să mă propună ca fiind unul dintre acești oameni care conduc instituția. Eu am refuzat. Și Rădulescu Țonar mi-a spus așa: domnule Patapievici, ați scris mereu împotriva securității. Ați spus că trebuie gestionată această memorie. Aveți acum posibilitatea să o faceți instituțional. M-am gândit și până la urmă am acceptat.